Astăzi a debutat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjuncți. 115 dascăle au susținut prima probă a concursului, probă scrisă, care se pare că nu le-a pus prea mari emoții. Proba pe care cei 115 dascăli din Sălaș care au trecut de selecția dosarelor au susținut-o a fost proba scrisă ce s-a desfășurat începând cu ora 10 la Colegiul Național Silvania din Zalău. După susținerea probei, Comisia de Examinare a trecut la corectarea lucrărilor. Primii care au ieșit din sala de examen s-au arătat mulțumiți de rezultatul obținut. M-am așteptat la mai greu. Dar har Domnului a fost destul de ușor. Deja se știu rezultatele, deci imediat încă se mai continuă că comisiile de la fiecare școală face parte acolo la evaluare și așa pe rând vin oamenii, dar se află acum deja, astăzi se vor afla rezultatele. Mi s-a părut un test foarte dificil, dar foarte stresant. Deci partea aia cu evaluarea în fața comisiei mi s-a părut mult terminat. Deci bine, totul s-a terminat cu bine, cu foarte bine, dar... Încă suntem sub efectul stresului. A fost o lună în care am fost obligați, așa trebuie la un examen, să ne pregătim intens. A fost o lună în care am muncit enorm de mult, presiunea a fost foarte mare. Ce este important că am trecut cu bine de prima etapă, rămâne de văzut ce se va întâmpla la cealaltă etape care urmează în continuare. Deci a fost un subiect aproximativ pe structura ceea ce a prezentat cei de la minister, dar nu pot să mă pronunț. A fost un subiect care la prima vedere părea că este ușor, dar după aceea ne-am dat seama că pot fi câteva capcane acolo care, dacă nu eram foarte atenți, riscam să greșim mai mult. În perioada 13-14 octombrie este programată elaborarea graficului desfășurării probelor de evaluare a CV-ului și a probelor de interviu. Între 17 octombrie și 17 noiembrie se vor organiza și desfășura probele de evaluare a CV-ului și cele de interviu. Rezultatele concursului vor fi afișate pe 18 noiembrie.